de mică am avut înclinații spre domeniul artistic. Eram foarte creativă. Mai tot timpul cochetam cu modificarea hainelor, cu stilizarea acestora. Chiar țin minte că la un moment dat am și început să pictez unii pantofi, pentru că îmi doream să am unii noi și drăguți și am zis cel mai simplu mod este să le dau o culoare vie. Însă în momentul în care am început să mă gândesc la un alt domeniu de activitate, a fost momentul în care am fost admisă la cursul de masterat din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Prefer abstractul deoarece eu pictez într-o formă foarte gestuală. Sunt o persoană destul de impulsivă, îmi place într-o oarecare măsură să explodez, așa cum și spun lucrările mele, explodez prin culoare și atunci chiar și tehnica pe care o folosesc este de a arunca atât culoarea cât și apa sau diluantul sau ustensilele pe care le folosesc, de a le arunca pe pânză. Mă motivează sentimentul care apare la terminarea unei lucrări. În momentul în care termin de pictat o lucrare, apare acel sentiment de recunoștință, de bucurie, de entuziasm că am reușit să transpun în pictură, să pun pe pânză ceea ce am vizualizat pentru acea lucrare. În primul rând, prietenii sunt cei care mi-au apreciat foarte mult lucrările și, evident, ei le-au găzduit, ca să zic așa, în casele lor. De la prietenii mei au ajuns alte cunoștințe care mi-au vizitat atelierul, însă, pe parcursul anilor, am reușit să ofer lucrările mele chiar și unor colecționari din Italia, Israel, chiar și din Germania și Suedia. Le plac culorile pe care le folosesc eu în picturile mele. Nu mi-e frică să așez culoare pe pânză și tocmai acest lucru oferă entuziasm, oferă energie tablourilor pe care le fac eu. Lucrările mele presupun că ar merge cam pe absolut orice perete, indiferent că aparține unor birouri sau unor galerii sau chiar și într-o locuință. Însă pe mine mă interesează să fie oarecum un perete generos, ca să zic așa. Să fie un perete alb sau într-o culoare neutră, tocmai pentru a scoate la iveală culorile și pentru a le pune în evidență. Thank you.